Dar de ce stați așa departe unul de altul, vei Păi, să... dar nu stăm ceva între noi? Nu, o să stea de lângă tine și lângă el, că ideea e să nu vedeți întrebările, că au și răspunsuri unele, știi? Așa? Salut, Serinca, și astăzi mă aflu aici alături de modelii Șervan Zbări și Deni. Da, bună, hey. Și astăzi o să aflăm ce știu băieții despre ciclu, pentru că vă plac videole cu ciclu, așa că am strâns niște întrebări. Cui? No, nu, nu. Ba, le plac, ok. Și o să aflăm ce știu băieții despre ciclu, avem niște întrebări și o să vedem cine știe mai multe. Nu, nu știu ce o să primească câștigătorul, vă dau un tampon dacă vreți. Haideți să începem. Ok. Vrei să încep eu să-mi citesc prima întrebare? Cum vrei tu? Ok. Ești mai amândoi, nu? Da, păi și ca gen okay. Care știe, dar nu vă ajutați unul pe altul. Sau trebuie să vă ajutați unul pe altul. Hai. Ok, o luăm încet. Câte zile poate dura menstruația? 7 maxim sau poate și 4-5. Bă, frate, nu știu, de la 4 la 20, nu, de la 4 la 8, habar n-am, nu știu. Da, e corect, nu? Da. Ok, să zicem, facem pe puncte? Nu știu, vedem la... Stai. Țineți voi scorul în comentarii. 1-0 la Madeleine, că el a zis primul. A, deci faceți și... Ok, faceți cum? Da. Vă ridicați mânuța, păcat că n-avem un buton. Ok. Următoarea întrebare. De ce au femeile ciclu? Ca să... Că le bate Dumnezeu să mă dacă te mi altă explicație, n-am. Explicația științifică. Pentru că au venit din coasta lui Adam. Stai, nu, e explicația științifică, măi. Deci, cum se produce? Cum ajunge? Păi ca să se curețe... Să se elibereze ovulul. Să se elibereze ovulul. Da. Și cam atât știu, ăsta e stopul, se eliberează ovulul. Nu, să se curețe. Păi uite, de exemplu, hai să... Ok, vă ajut. De ce când o femeie nu-i gravidă, are ciclu? Pentru că elimină ovulul care nu a fost fecundat de spermatozoizi. Da! Cam asta e ideea, că... Eu rămân pe să o bată Dumnezeu, adică. Nu, acum... Care e diferența dintre un absorbant și un tampon? A, tamponul ăla de-l bagi... Da! Deci tamponul ăla de-l bagi și absorbantul ăla de-l pui pe chiloții. Corect? Da, bravo! Păi, frate... La absorbantele mei. Prea creier! Păi tamponele zicem noi că suntem proști și tamponele sunt ambele, ce drăguț. Bun. Dar nu, ăștia sunt absorbante, vezi, doamne. E cum spui la Bolt și la toate Uber. Cam așa. Da, exact, ah. Exact. Următoarea întrebare. Ce este debitul menstruației? Hai să nu vorbim despre asta, că am vorbit la ziua lui Zbăr despre debitul menstruației. Nu am vorbit, eu nu am. Ah, bine, ridic mâna, cât curge? Asta e? Da! Mamă, dar tu ai zis-o la ziua ta, erai lângă mine. Nu a spus-o el. A întrebat Ioana ce e. Da. David, tu care arătase-mi întrebările. Așa, și lângă mine era Zbăr. Nu era. La ce vârstă poate începe menstruația? La mine și la 12, nu. Cred că de la 12-13 ani. Nu știu, dar am auzit primul la 7 ani să înceapă, abar n-am. Acum depinde de la femeie la femeie, cred că și de la 12 și de la 14. Nu, dar hai să luăm care credeți că e cea mai fragedă de vârstă de la care poate începe. Apar 11. 11, 10 mi se pare ciudat, ești a 4-a totuși. Nu. Și de la 7, 9, altfel. Bă, dar dragă, un glas al tăi. Da. Da. What the fuck, n-am, gen, ok, poate, dar n-am văzut absolut pe nimeni. Ia. Yeah. La ce vârstă se oprește menstruația? La... Adică menopauza. Da, wow, și termenul. Zi acum pe la cât. Menopauza poate începe de la 55 de ani, probabil cel mai devreme. Sau cel mai târziu, până la 62-60. Cel mai târziu la 55 de ani. Pe bune? Da, cel mai devreme la 45. Dar se pune, acum nu contează că ai zis greșit asta. Dar mai auzit pe ai știut ce e menopauză, eu zic că... De bun, începe menopauza mai devreme decât pensia. Dar luată! Cam cât sânge pierde o femeie la ciclu, în mililitri? În mililitri? Se răspuns da. Corect și scurt, nu destul, ar trebui să se ducă de... Deci... Mililitri, nu știu... Deci stai, hai să luăm așa, 100 de mililitri, sunt 100 de mililitri, 1000 de mililitri... Da! Tot 1000 de mililitri! 1000 de mililitri, un litru, nu? Nu, da! Ce legătură are? Zici tu acolo, tu... Hai, zicem amândoi și care mai aproape câștigă. Hai! 400. 650. Mă dă eu câștigă de cel mai aproape.
aproape, dar pentru că 60 de mililitri. Oată, cum 60? Toată săptămână? Da, 60 de mililitri maxim. Băi, dar este și pe... Băi, un șat. Bă, noi avem 6, oare câți litri de sânge avem? Că noi avem 6 să piese. Păi da, mă, dar stai că nu-i tot sânge ăla. E mai și coagulat, mai multe. Mai ești și cheaguri? Da. Vreau seama dacă e cheaguri, dar așa cu el pe perete să lipește. Doar 60? Doar 60, sunt cam vreo 4. Are un shot. How much blood a woman loses on period? I found this on the web. 30-40 de mililitri. Mie mi-a găsit 60, dar toți sunteți de bani. Sau 2-3 lingui. Da, asta m-a găsit. Cum se produc crampele menstruale? Din nou mă bate Dumnezeu, adică... Când habar n-am cum. Crampe. Cum? Durerile alea abdominale. De ce există? Că nu e ca și când te doare burta, stomacul. Deci stai. Mai de ce există? Am dreptul să... Cum te doare? De ce se produce durerea? Asta e grea. Trebuie să fii și eu rămân la răspunsul meu, vă bate Dumnezeu, de asta se produce. Eu mă abțin aici. Deci vă dați bătuți? Eu am vrut să o dau aia, că iese ovulul și când se lasă. Adevărat sau fals? Ciocolata ajută cu crampele. Adevărat? Nu. Nu zici că nu? Nu. E adevărat. Bine. Pentru că... Asta e mit. Cere ciocolată că trebuie să-i aduci, că e pe ciclu. Fii atent, ciocolata neagră ajută pentru că are mult magneziu care relaxează mușchii. Păi ciocolata neagră nu tot fifi, adică de stai mai... Nu mai am. Foai. Ce păcat. Cât costă pe lună produsele pentru menstruație? Ce include, frate, asta? Deci... Luăm așa, tampoane. Zi-mă un număr acolo câți lei. Câți lei? Da. 50 de lei. 35. Bun, e 56 în media, cam așa. 56 în media? Da, sunt... Asta e cu tot cu... Păi tampoanele, absorbantele, de cât ai nevoie ca să nu te pătiți. Mă, dar gen ce ai drept un pachet de ăla, cred că gen de 10, whatever, nu e așa scump. 11 lei 80? Da, și ai o dată pe lună. Da, nu-ți ajung 10, nu-ți ajung 10. Asta e că nu e unul pe zi. Nu mai știi când mergi la restaurant, că e obiit așa. Îți zic că unul de vreo 20 de absorbante e vreo 25-28 de lei. Și tu folosești. Și mai folosești și alt, poți să folosești și alte chestii. Da, mă, ok, oricum, am câștigat, nu mă plâng, am câștigat, știam. Ok, și cred că mai am o singură întrebare. Da. Ce sunt cheagurile... Nu, i-a întrebat, Ce sunt cheagurile de sânge? Nu-i zgădea. Ovul? Nu. Decedați? Nu știm. Din noi nu știm, dar mi-am plăcut răspunsul. Da! Nici noi nu știm! În primele zile, dacă corpul anticoagulantele nu au timp, așa atunci se produce cheagul de sânge. Ai mâzgă de aia! Bravo, nu știam. Vedeți, e foarte educativ. Da, adică da. Asta e și... Acum vom ști că femeile dau pe lună pentru tampoane și în 6 de lei. Să mor, sigur că este utilă din tot ăsta. De ce e utilă? Pentru că lor le pasă doar când dau. Păi da, nu stai. Ce materialiști, ce superficial sunteți. Ok, cam asta a fost tot, nu știm cine a câștigat. Cam asta a fost tot, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați un like grupului, un share prietenilor voștri, fiindcă asta m-a ajutat foarte mult. Și mai ales vă abonați la canalul meu. Asta a fost tot și noi, ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa! Se vede și ei că ne știu despre ciclu.